Salut, sunt Tsunami, jucăm astăzi un Tsunami vs. Ștef împreună cu Ștef. Din nou FIFA Street, de data aceasta vom alege Five-a-side. Și ia să vedem ce echipe vom lua. Începem seri? Aș juca în fut la USA, nu e așa? Da, nu, nu, vreau să văd de jucători celebri. Vrei să joci cu țări? Da, hai să jucăm cu țări. Voi lua Franța și Uruguay, ok. Uruguay l-are pe Suarez? Da, și uite, Cavani, Suarez, Forlan la Chelsea. Ia să vedem ce... la femei, kids, frate. La echipament. Îmi plac tricourile astea în dungi. Îți plac. Uite la căci, zici că e bine. Hai mă, alege acolo un echipament. Tot la fel de bine ai să joci, să ai niște. Oh, mulțumesc, m-ai făcut bun. Mulțumesc, John. Hai, încearcă să-ți iei un echipament, ca să știu și eu ce să-mi iau. Ua, ce șmecheria tău! Da, știu, hai. Hai mă, rămâi cu ăla blue, gata. Forlan, hai. Să vedem și... Lasă-mă să văd terenul. Oh, aici avem de unde alege. Ăla. Ăsta. Ăsta, frate. Ok, mă lăsăm pe Ștef să aleagă. Line-up, ia să vedem rapid ce jucători avem. Mi-a convenit, Forlan, Suarez și Benzema, Ribery, Nasri și Evra. Nu cred că am altceva mai bun de... E băgat în teren. Nu, rămân bec dacă... Rodriguez, m-am speriat. Dar e fain. Cam toți jucători. Am văzut un singur jucător la Uruguay care nu are fața făcută. Rest absolut toți sunt... arată exact ca jucătorul din realitate. Și modul five-a-side e fotbal ca în curtea școlii, bine, jucăm cu mantinelă. Tot ce vrem, aici e quad. Da, din păcate terenul ăsta nu are mantinelă. Da, se schimbă regulile și în funcție de teren. Aici poarta este mult mai înaltă decât în celălalt mod și chiar terenul e mai mare. Bă, mă orbește-le, adică se vede super fain, nu? Da. Dar mă orbește așa. Parcă e prea lucios. Da, adevărul că arată foarte bine terenul. Da. Mi-aduce aminte de tenis. De un joc de tenis, nu știu ce joc. Jucai tu. Ah, când eram mai mic, frate, știu că așa. Oh, frumos! Oh, Forlan! Sunt Cavani! Da. Cavani, da. Cred că trebuia să luăm niște echipamente mai colorate. Nu? Da. Nu prea, adică pe tine... Nu ies foarte mult în evidență pe terenul acesta. La mine da. Da, la aștept e mai ok, dar la mine zici că e reflexia terenului. Bă, ce prost e, bă, el dă centrare cu umor, dar nici nu știe să o dea. Da, văd că nu avem aut de teren, dar nu avem aut de poartă, deci se joacă în continuare faza. După cum am zis, regulile sunt în funcție de teren. Oh, frumos, oh! Portar. De ce ai ieșit, mă, frate? Nu-i bine să ieși. Oh, shit. Oh, 2-0 pentru Ștef. Îl avem pe Ribery, dar nu știm să-l folosim. Halal. Double Cavani. Double punch. Frumos, Ribery, acum șansa ta să dai. De ce nu faci chestia aia care te-am învățat eu, mă, frate? Bun portar. Ha? Fix când dau șut, ții un pic apăsat, tigre. Hai, ăsta-i golul nostru. Nici asta nu-i golul nostru, mă? Și golul lui, da, halal. Învățat cuvânt de noi, halal. Harem. Hurem. Harem. Hashmukar.
tir, hai fix tir. Hai mă, du-te. Pista. Da, mă, portar în față, știm că ai prins, nu mai fie așa de spectaculos. Mă, dar ce o apăr, băi? Nu, dar te-am învățat, frate, ți-a apăsat pe Y. Vai, în brațele, băi, din toată poarta. Mă scuzați că tușez, dar sunt răcet. Băi, ia și mingea, mă. Ia și mingea! Băi, dar... Da, da. Ce, mă, câte goluri ți-am dat așa în toată perioada ta din viață? Frumos, frumos! Bravo, Ribery! Ne arată cum nu aude bine cu urechea. Din cauza la accident. Aaa, bă, ce să bagă! Bun, Benzema, Deku! Aaa, mă, dar ce apără ăsta? Mai avem 9 secunde. Hai, vină unul aici. Și am încercat și acolo, dar penibil cum a ieșit. Post pauza începe cea de-a doua repriză din Franța-Uruguay la Five Aside. Fuck! În continuare 1-2 pentru Franța, 1-2 pentru mine. Când a fost gol pentru mine? Ribery a dat, da? Ne-a arătat urechea. Shit! Dar cum e pentru tine? E pentru mine, uite! Nu le-am acolo. Am un craci, măi! Place melodia de fundal. Zici că suntem în pauză de meci. Man! Bară? Cred că e a doua sau a treia bară în meciul ăsta. Era culmea să ne dea el gol acum. Hai că n-a lovit. A, dar dincolo nu e mantă, ai văzut? Dacă nu lovește... Bă, o lovit. Peretele. Dar nimeni, mă, că nu o lovit. Nu o lovit. Frum... Tot gâtul mătii! Yeah. Asta știu că s-au auzit tare oameni buni, dar contează. Bă, dar amândoi am reciclat, ar trebui să nu mai joc, nu știi, să jucăm doar în multiplayer. Fiecare din altă cameră. Ai farit doset la altă cameră. Pentru sud. Și nu știu cum de n-am șutat la timp acolo. Oh! Dar are și Ștefi partea lui de bară. Frumos! Frumos! Old school se numai, cheamă. Da, old school, bravo, numai așa știi să dai golul. Da. Dacă ai un eliminat. La FIFA trebuie să ai eliminat și pentru că. Haide, mă. Aici se încheia meciul. La 4-2. Putem? Oh, așa se face, băi, Suarez. Era Suarez, mă? Da. Ce față de cocalara, mă? Da. În realitate e șmecher Suarez, îmi place cum are față. Da, eu n-am o părere foarte bună, Suarez, da. De ce? Că a mușcat? Nu neapărat, a făcut multe gesturi rasiste în Premier League. Cum ar fi? Nu a vrut să dea mingea cu Evra, uite care chiar joacă meciul ăsta. Mingea? Oh yeah, baby! Nu a vrut să dea mingea? Mâna. Ce? Că e negru. Știai de asta? Nu. Da. Care e vreau? Ăla de la Franța negru? Da. Ăla? Da. Nu vreți să iei mâna cu ea? Da. De ce e? Nu știu. Și e negru. Da, răpănos. Păi vezi? S-a mai mușcat și în premierele sau nu știu mai mult. Dar oricum e frumos ăla. Pa, dar și te fie ceva cu faza asta. Soare, soare. O mușcă din pământ. Ăsta fuge mușcă în pământ, frate. Dar ce melodie avem aici? Nu știam nu-ți vine să crezi cât de prost ai jucat la faza aia, nu?
Hai, frate, că aici. Oh, este. Oh, ce gol a dat John. Am încercat foarte că da. Bravo, Tarzan. N-a vrut Ribery, poate să lovești la cap. Nu știu cât. Bine, haide. Mă piș. Oh, shit. Am încercat să ies așa, să fac meciul mai spectaculos. Franța câștigă 5-4. Steffi tocmai și-a luat bătaie. Dar adevărul că a dat câteva goluri foarte frumoase. Mersi, John. Lăsăm aici să vedem câteva reluări. Da, golul ăsta a fost așa, cam slăbuț. Puteți să lăsați un like, un com, un share. Puteți dați comentarii dacă vreți mai multe videoclipuri din seria asta, FIFA Street, sau dacă vreți PES 2015 sau FIFA 15, numai tu alegi. Da, cu tine vorbesc. Cu mine? Eu încercam să mă înapună. Nu cu tine. Cu celălalt. Ok, gata. Da, așteptam golul. E funky, baby. Așteptam golul Steffi cu călcâi, ia să vedem, poate e. Aici era, măi, aici. Da, sper că v-a plăcut. Ne mai vedem pe canal și cu alte filmulețe din FIFA Pro Evolution, FIFA Street, dar și alte jocuri. Numai tu alegi. La revedere, pa, pa! Pa!